Legenda muzicii românești, Margareta Păslaru, de vorbă cu un tânăr talentat. Bună ziua, Silviu Biriș! Bine ai venit la Radio Classic. Să bună, Margareta Îți Mulțumesc pentru invitație oh, și sunt um, sunt bucuros și onorat și recunoscător. Mulțumesc oh, frumos. Vai, de neplăcerea plăcere mm -hmm. este de partea noastră pentru că iată, am, am primit știri aici <laughs> sunt o mulțime sunt, de, sunt. de de spectacole despre care abia aștept să să aflu. Așa că mulțumesc. microfonul va aparține. Da, mulțumesc, Povestii mulțumesc. -ne. Am multe spectacole despre care vreau să vorbesc, nu știu de ce mi-a venit brusc acum să vorbesc despre altceva, despre opera de trei parale a lui Liviu Ciulei, știi? Adică stai în față în față cu Margareta Puzlaru și nu poți să oh, nu te bucuri oh. și să nu Și eu mi amintesc de, de compoziția pe care mi-a mm -hmm. interpretat-o, la un capăt al lumii Da, așa. Da, 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 <laughs> și care, uite, face multe vizualizări în continuare și se dea de a cunoaște mulțumesc și mult. Des, alte melodii foarte frumoase pe care ai făcut așa, au ajuns la suflet, actorii cântă. Da, da. Ce se întâmplă? Vreau să aflu mai multe da. despre acest păi, nou teatru. Am să spun, da, da Avangardia. Avangardia. Teatrul Avangardia, chiar asta a fost și rugămintea producătorului, să pomenesc de acest nume, în sensul în care sala în care spectacolele se vor juca este sala cinematografului pro cinema dar biletele se pot procura de pe site-ul www teatrulavanguardia.ro www.teatrulavanguardia.ro este lângă lângă cinema este lângă cinema sau dar online sau? online se accesează prin intermediul Aha. calculatorului internetului, intri pe site-ul avanguardia.ro și acolo te direcționează foarte simplu către o secțiune unde îți cumperi online, plătești cu cardul, adică Că nu mai e nevoie nu, să te deplasezi. Sala. Sala, sala este, este în da, același loc? Sala este chiar la Cinema Pro, sala de cinematograf. Ah, dar este ar... o sală foarte elegantă, este o sală Am fost acolo exact. la numeroase premiere, Și multe da. spectacole, nu numai filme, am, sunt multe concerte, mulți artiști care uh, umplu sala aceea și ne bucurăm și noi de acest succes. Și exact pe data de 29 iunie, într-o zi de joi, la orele 20, va avea loc spectacolul Toc Toc o comedie în regia lui Ricard Reguant. Înțeleg că este o, un autor francez. Autorul este de un așa? autor francez, exact. Exact da. și regizorul este spaniol. Iar regizorul spaniol. este spaniol, exact. Corect. Și este vorba despre același regizor care a semnat spectacolul Chicago, muzicalul Chicago de la Teatrul Național, care s-a jucat foarte multă vreme cu succes și Uite, la, acum, ca să zic, într-o nouă echipă Ne-a adunat în acest spectacol Toc-toc, o comedie obsesiv-compulsivă, zicem noi da, da, da. Pentru că, de fapt, tocul asta este Este prescurtarea de la tic, cum am spune Da, exact. Foarte bine ai zis, tulbula, tulbul, tulburare. Poftim că exerciții de vorbire obsesiv compulsivă. Personajele vin la o terapie individuală, se pare că e de grup. Lucrurile nu sunt foarte clare. mult din casă, vreau să spun, ca să păstrăm suspansul. curiozitatea publicului, La început am fost eu așa zic, noi ce facem? Râdem de ticurile oamenilor. Dar, de fapt, nu, nu este nu. vorba numai despre asta. Bineînțeles, pentru că există o rezolvare, pentru... exact. Da, da, există da. o rezolvare foarte frumoasă a autorului, și la sfârșit o să vedeți ce se întâmplă. Da. Ce se întâmplă. Este da, minunat, interesant, adică interesant. Are, are foarte multă. Să zic, sensibilitate culmea, acest spectacol care declanșează una după alta replici. Înseamnă că e scris. Bine, cine a făcut da. traducerea? Asta ar fi interesant. E, de foarte știu. interesant traducerea. Nu o să vă vină să credeți, sau o să vă vină să credeți, Irina Margareta Nistor. De ce? Splendid, oh, 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 splendid, da. da, da. Splendid, Pentru da. Că foarte. Mai puțină lume Convingător, Să zic, așa familiarizată cu um, rolul de traducător al Irinei Margareta Nistor. Ea s-a consacrat bine, traducător textual, să spun așa, da da, filmelor de altă dată. Noi o avem dar... cu vocea foarte bine întipărită în conștiință. Da. Așa, traducătorilor traduc Traducătorului de filme da. Pe video, casetele video Însă ea este și un cronicar Excepțional da, de da, film da. Și de teatru îndrăznesc pentru că corect, vine în ultima vreme La multe spectacole și punctează foarte frumos Și a făcut o traducere impecabilă A acestui text și o să-l savurați Cu plăcere Vorbiți-ne un pic despre producătorii Acestui spectacol Și a altora care vor avea loc La același teatru Sigur că da, producătorul este Mihaela Popescu. Ea este parte din echipa muzicalul lui Chicago, așa am cunoscut-o pe ea, între timp a devenit, să zic, propriul producător, să spun așa. El a și invitat pe Ricard, pe regizorul spectacolului. E foarte interesant că este, într-adevăr, un demers particular, însă este foarte bine gândit. mi a fi plăcut, iertați-mă, mi-aș mm fi -hmm. mi plăcut să fiu un regizor român, de ce nu? Da. <laughs> zic și ce eu. Ce să zic? Da, acum ce să zic? Că nu sunt alții de, nu, sau nu, că nu, 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 nu sunt nu. unii sau... Al... Nu, vă spun de ce. Între ei este clar... Uh un parteneriat foarte bun. Ei se cunosc foarte bine și Ricard oh, a venit cu îndoiesc. propunerea de text. Nu mă îndoiesc, Există niște, nu mă aceste îndoiesc. texte, deci toc-toc, ca și, nu mai știu, chat-chat, spre exemplu, da. care în un alt spectacol care se va juca sau se joacă deja sub umbrela teatrului Avangardia, sunt niște rețete de succes, luate din afară, pe care Ricard le-a experimentat cu da. Brio, în uh, Spania. Din câte am înțeles, și nu vreau să greșesc, el va deveni și directorul unui dintre cele mai importante teatre din Madrid. Un fel de teatru național. Este da. un uh, regizor foarte titrat și, uh, de obicei, tot ce a adus uh, în România, într-adevăr, a avut succes. Adică este lucrul cu ele foarte da, verificat, special. Verificat. Și, apropo de lucru, este foarte interesant. Uh, noi, ca și actori, lucrăm după metoda Stanislavski, în special, E, nu mm. întotdeauna, depinde de repertori, asta dacă depinde sunt piese de repertoriu, clasice, însă da, în cazul da, acesta și... este o metodă foarte clasică, el a venit cu un desen foarte scris, adică era un caiet regizoral foarte bine pus la punct, Mișcările au fost reduci de aici până aici, strict trei pași. Te întorci 125 de grade, te uiți cu un unghi de 45 și după 3 secunde rostești replica. Da, de, uh, Dacă rostești după două secunde, nu are același efect. Sigur că trebuie să aibă un ritm, totul trebuie să aibă exact. un ritm corect. E o corect, muzicalitate așa foarte așa bine experimentată, e pe experimentat, experimentat, numărătoare. El a venit ca să spună așa cu lucrurile pf, la pachet. Noi le-am însușit exact matematic și rezultatul a fost... Nu, nu, absolut, absolut, adică nu, cum se clar. spunea tot în termenii noștri, nu face burta adică nu trenează, dacă mm -hmm. știți cum se obișnuiește, de obicei te fură peizajul și da, se da, lungește, da, 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 da. se face peltea, nu. Da. Asta este un temp, lasa ținea, domnul Ciuleș acum pentru că a venit vorba Așa și a vorbit da. despre domnul Ciuleș. nu, pentru că gândea asemănător în acest sens, după o sută de spectacole... Ne-a adus înapoi, după 100 de spectacole. Mâine repetiție generală cu costume. Și toată lumea se uita Tomiță, Caragiu și alții și Rodica Tabalaga. Păi de ce facem? O sută de spectacole? Tocmai asta era problema. Încetul cu încetul ceva se deteriorase și noi nu mai știam exact ce s-a întâmplat. Și ne-a explicat și de ce nu mai e aplauze la replica aia? Uite da. de ce. Pentru că ai întârziat să, exact ce spuneați și n-ai fost acolo să știi de ce cealaltă replică nu ia aplauze. Știi de ce. Și după această repetiție în care s-a reîmprospătat totul și, și indicațiile regizorale au fost respectate, în seara aceea a fost rupere. Din nou, ca la premieră, cu aplauze la scenă deschisă. La... Vedeți? Deci exact. asta se aseamănă foarte mult cu ce făcea el. Deci este... nu nou. și nu nou. văd și regizorul. Mare. Pentru ascultătorii noștri de la Radio Classic, aș vrea să ne spuneți câte ceva despre spectacolul Nimeni nu e Perfect. Da. Uh, spectacolul Nimeniu Perfect este unul dintre, zic eu, cele mai longevive comedii um, din uh, țară. Pot să zic chiar super comedie. Um, nu spun acest lucru uh, întâmplător. Uh, este un spectacol marca maestrului Radu Beligan. Și când spun Radu Beligan, eu mă înclin și mă înclin chiar și până la pământ de foarte multe ori pentru că Radu Beligan a însemnat o filă, două, trei foarte importante în cariera mea. Mi-a arătat exact cum ne-a arătat maestrul Ciulei ce înseamnă teatru, cum se face, cu răbdare și cu rigoare. Textul ales nu a fost deloc întâmplător, ca nimic din ceea ce a făcut în prolifica lui carieră de zeci de decenii. Este o comedie Super comedie, cum spun, nu mi-a venit să cred decât la premieră, nu venea să cred pentru că, la fel ca și în cazul Toc Toc, aici e un alt fel de comedie, probabil un alt text, erau replica, aplauzele la un moment dat, pe noi ne-a obligat să ținem ritmul, să nu lăsăm publicul să aplaude oricum, pentru că îl deturnam practic de la subiectul așa e, așa spectacolului. S-a jucat cu un aplom și cu o plăcere. Uneori poate și ne firească, să zic așa, ziceam. Am stai. fost în sală la una dintre reprezentații, da, v-am aplaudat. Da. Și uh, decorul v-a ajutat foarte mult, cu scările decorul, acelea sus, Extraordinar, jos extraordinar, extraordinar fantastic, bine gândită. Acum am să spun da, și echipa. Da. Textul aparține lui Simon Williams, este un actor, regizor și producător londonez. Traducerea aparține Monei Radu, asistenta meșterului Berigan. Costumele ei aparțin Irinei Schroter. Decorurile și uh, scenografia îi aparține lui Puiu Antemir, așa, iar coloana sonoră a spectacolului lui Ionut uh, Ștefănescu. Și uh, distribuția pe lângă mine, așa să zic, sau cu mine, așa, cu ultimul ar trebui să fiu așa, este Eugen Cristea, uh, Andreea uh, Măcelaru Șofron și uh, două actrițe talentate, din Teatrul Național Rodica Ionescu și Florentina Țile. În spectacolul din 6 iulie, tot de la Cinema Pro, cu biletele pe care le găsiți pe teatrulavangardia.ro, va juca Rodica Ionescu. Și revenind la subiect, este de succes pentru care și umanitate. Este un spectacol uman, un spectacol în care se regăsește oricine, așa cum a spus nimeni nu perfect, este un spectacol pentru toate vârstele. Sunt mai multe categorii de vârstă, avem o adolescentă rebelă, un statistician timid și șleampăt, interpretat de mine, o gelos. editoare, nu neapărat, nu, o editoare părăsită, pe care joacă Andreea Șofron și un bunic pus pe șotii, interpretat vă spun magistral, este unul de cele mai bune și mai frumoase roluri pe care Eugen Cristea le face. Mi-aș și dorit să le fi făcut în teatrul național, dar uite că se întâmplă, slavă Domnului, producțiile și în teatrele particulare și este un comic de situații, în primul rând statisticianul scrie, statisticianul, personajul meu, scrie în timpul liber sub pseudonim și pseudonimul este unul feminin și trimite această capodoperă a lui la o editură unde editoarea hotărăște să intre în legătură cu autoarea și de aici începe comedia că el se travestește Ei, nu, nu totul, nu totul. și păi atâta, băi, trebuie să vindem așa un da, pic de da, tot da. și de aici încep niște lucruri foarte hazli, simpatice da. pe care timp de două ore și puțin, așa cu o mică pauză, lumea le savurează E, râzând, e dormică, râzând. Publicul râzând. e foarte da. dornic. Să, să... La fel ca și la toc-toc, își doresc povești. Sigur, sigur, povești. Ce ne place și în muzica românească, și muzica internațională bună, de calitate, zic, muzica, armonia. Într-adevăr, sunt sunt foarte amuzante aceste da. scene. Da. Muzica spectacolului Nimeni nu Perfect este clasică este Mozart în interpretarea lui Ionuț Ștefănescu. Este vorba despre bucăți, părți din concertul pentru flaut și harpa a lui Mozart. Chiar se spune acest lucru în timpul spectacolului. Este inclus în text, este un leitmotiv motiv pe care personajele îl recunosc în comunicare. Sunt și alte intervenții foarte simpatice pe coloana sonoră pe care trebuie să o remarcați, meșterul făcea dintr-un simplu ding dong o sonerie, un robot de aplauze. Este, o să vedeți, sunt niște lucruri excepționale. Și mă uitam așa cum mi-aduc aminte cum stătea el la venerabila vârstă de 92, 3 ani, nu mai știu, câți ani a avut când l-a montat, cu bastonul sprijinit și din când în când spunea: mai la stânga, mai la dreapta, să se înțeleagă clar lucrul ăla și de spunea foarte mult apropo de muzică de Mozart, ținea, trebuie să înțelegeți că e o familie de intelectuali. Și când spunea intelectual, era foarte atent la faptul de a ne indica foarte clar felul în care să jucăm. Să nu jucăm ca pe bulevardul, mai știu eu care, Dâmbovița, pe unde trece Dâmbovița, adică era foarte important să aibă o atitudine foarte, să zic așa, apropiată de scritura autorului, de atmosfera londoneză. Și toate puse cap la cap, uite că au făcut, nu știu câți ani de jucăm, cred că de șase ani, șapte ani jucăm spectacolul Formidabil, formidabil. Da, este o bucurie. Mereu alt public să se avantă. Da. Și totuși București din ce în ce mai mare. Da, s-a făcut o statistică la două milioane de locuitori cât este. tot depășit, depășit cred, exact. Depășit, da. totuși pondera publicului care vine în zările de teatru este foarte mică. Dacă sunt 50.000 de spectatori de teatru, foarte puțin, care nu se să rulează. Unii da? vin și din provincie, unii vin da, special. Unii pentru... vin și din provincie, adevărat. Ceva de genul ăsta. Am văzut o pondere foarte mică, adică poate între timp să mai. Bine, serialele sunt micuțe, adevărul. Este da, că păi, Naționalul, restul au cât 500 Naționale. de locuri. Exact, cam așa. Ce 500 de locuri? Sunt cel de 100 de locuri, 200 de locuri. E nu aia la teatru foarte păi, mic. Ea sau... lasă comedia. Cât are? 300 de locuri poate să aibă. Știu, păi, știu. serios, și dacă mulțești cu câte spectacole. Este foarte interesant, dar. Asta probabil... Nu știu ce să zic Nu, dar încă o Să no. uh, Este preferat să fie mică De ce? Sala așa capteze atenția, așa Așa transmiți mai bine Și toată vrana așa Ce se duce La sala Palată de pildă E îngrozitor să știți E îngrozitor Sau la sala, sala A, de la, ceva, la Palatul Copilor da, chiar și pentru muzică Nu, nici nu mai spun și Chiar și pentru uh, interpreți Nu, nu Când, În clipa în care s-a extins De la 3.000 de locuri La mm -hmm. 5.000 S-a pierdut uh, contactul acela cu. Adică dacă nu faci mult zgomot pe scenă. Nu merge. Ce să <laughs> zic? Eu mi-aduc aminte de meșterul Beligan, egoistul la fel unul spectacole da, 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 în unul dintre spectacolele regizate și în care juca Am văzut. și era așa de mic și plăpând acolo în colțișorul lui, la sala de la Palatul Copiilor și totuși, uite că a captat așa, avea un... Un, o emoție pe care, bineînțeles, dincolo de farmecul și, lui și, de exact, și notorietatea sigur. pe care și-o câștigase. Și asta zic că a făcut așa câteva spectacole pe care le-a regizat și s-au jucat ani de zile. E, eu vă mulțumesc foarte foarte mult pentru prezență, vă, da, vă da, mulțumesc j. pentru tot ce ne-ați povestit. Sunt Margareta Păslaru și cred că fiecare artist creează o treaptă care servește la orcușul noilor talente. Era o Radio Clasic, o fântână de tinere talente.